Robotics Hunedoara și Raven Tech HD au dominat etapa regională de la Arad, a întrecerii de robotică First Tech Challenge România. Cele două echipe de robotică de la Liceul Teoretic Traian Lalescu din Hunedoara au obținut cele mai prestigioase premii, iar acum se pregătesc pentru finala națională de la finele lunii viitoare. La etapa regională au participat 42 de echipe, 39 din zona de sud-vest a României și câte o echipă din Ungaria, Cehia și Cipru. Este pentru prima dată când o astfel de competiție este câștigată de două echipe ale aceluiași liceu. Împreună, cele două echipe de robotică de la Liceul Teoretic Traian Lalescu din Hunedoara au câștigat finala întrecerii și implicit premiul pentru cea mai bună alianță, dar și alte premii. Atmosfera a fost fabuloasă, plină de energie și plină de speranțe pentru viitor mai bun pentru noi toți, că au fost 42 de echipe, 39 din țară, fiecare cu câte 10-15 membri și cu mentorii lor. Deja reprezintă o masă critică în partea asta de sud-vest a țării, copii care știu să facă sisteme extrem de complexe, roboți autonomi, roboți care fac sarcini complexe, ca niște oameni mari, copiii ăștia. Cât privește parcursul celor două echipe de la noi de la școală, e vorba de Robotics Hunedoara și de Raven Tech HD, e o premieră ca două echipe de la aceeași școală să se claseze pe primele poziții în competiție. Au format alianța câștigătoare, care a câștigat finala în teren și au primit suplimentar și două premii importante. Robotics a primit premiul pentru programarea robotului, care se numește Control Award. Au avut cea mai performantă programare a robotului, iar Raven Tech a primit premiul Innovator Award pentru inovațiile pe care le-au făcut în construcția robotului, ceea ce acoperă toate capitolele, programare, construcție de robot și performanțe în teren. Urmează finala în perioada 22-24 martie la Iași și cele două echipe sunt optimiste în ceea ce privește rezultatele, mai ales că nivelul roboților cu care s-au prezentat la etapa regională este unul foarte ridicat, mai spune coordonatorul echipelor de robotică, profesorul Mircea Nistor. Mai multe detalii despre performanțele incredibile obținute de elevii hunedoreni și cât de importantă este angrenarea tinerilor în activități ce definesc deja viitorul, puteți afla urmărind emisiunea Dale Dimineții de mâine, miercuri, 28 februarie, de la ora 7, unde Ioana Pop îi are invitați pe câțiva dintre principalii actori ai acestei extraordinare povești desprinsă din lumea științifico-fantastică.